Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vă voi da niște sfaturi cum să vă mutați cu chirie în București. După cum știți, m-aș întreba mulți în comentarii de-a lungul lunilor de când locuiesc în București din mai, cum am mutat, unde m-am mutat și ce sfaturi v-aș putea da. Nu o să vă zic unde stau, dar o să vă dau vreo 7-8-10 sfaturi, le numărăm împreună. Așadar... Primul sfat, înainte să te muți în București sau în oricare alt oraș, vezi câți bani poți pune deoparte. Dacă nu poți să pui deoparte măcar 1000 și ceva de lei să ai de chirie și facturi, e cam nasol. Dacă fumezi, încearcă și tu solaș mai moale să vezi câți bani poți să pui deoparte. Și dacă poți să pui deoparte de unul singur 1500 de lei de exemplu să ai de chirie și facturi, e perfect. Poți să te muți liniștit, stai bine cu banii, te descurci. Primul sfat. Al doilea sfat, dacă stai prost cu banii, caută pe cineva cu care să te muți. O iubită, un frate, un văr, un prieten, orice. Măcar se împar cheltuielile în doi. Și în cazul meu, deși nu stăm prost cu banii, adică și-a luat și ea laptop, mi-am luat camere de filmat și etc. Mutați, puteți să vă mutați în doi că se împar cheltuielile la doi. Chiria se împarte în doi, facturile la doi. O să fiți doi trecuți la întreținere, mâncare automat e mai multă, dar măcar unul gătește, unul spală vasele, responsabilitățile se împar, treburile se împar, cheltuielile se împart. Ceea ce este super bine. Deci neapărat, dacă stai prost cu banii, sau nu neapărat, dacă ai posibilitatea, mutați-vă doi. Al treilea sfat. Cea mai bună perioadă din an în care te muți este acum, după sărbători. Pentru că proprietarii au rămas mai faliți, au cheltuit bani cu Crăciunul, porc, Revelion, petrecere, etc. Și stau mai prost cu banii. La fel cum, deși în perioada asta poți să găsești mașini mai ieftine pe OLX, așa și cu închirierile. Poți să găsești o leacă mai ieftin. Eu am văzut, nu știu dacă mai e valabil anunțul că vi-l lăsam acum, l-a văzut prietena pe Facebook, Universitate, două camere, 350 de euro. Cu centrală. Nu știu dacă e cu contract. Trecem și la sfatul 4. Nu închiriați fără contract. Niciodată să... Deci nici să nu vă treacă prin cap să vă mutați fără contract. Pentru că nu știi când, vrea proprietarul să vândă, cunosc cazuri, stătea fără contract, ăla a vrut să vândă și l-a dat afară. Și a trebuit să-și caute în altă parte. Deci ăsta ar fi 4. 5. Prețul este influențat de 3 factori. Zona, 45%, încă 45% dotările și încă 10% ca să facă 100%. Perioada din an, dacă te muți, vara e nasol, e cererea mare, vin studenții la București, cei ieftini se dă imediat și rămân alea scumpe. Următorul sfat, că am pierdut numărătoarea, caută neapărat centrală de bloc sau centrală de apartament, pentru că zilele trecute a explodat, -o, a, explodat a făcut poc, o țeavă de apă caldă și o mie de blocuri prin sectorul 6, parcă, au rămas fără apă caldă. Deci nu te baza pe Radet, nu te baza pe primarul capitalei că zice că orașul e pregătit de iarnă, că nu este politicieni, politicienii sunt cei mai micinoși oameni. Neapărat centrală de bloc sau de apartament, în cel mai bun caz. 6. Poți să găsești cele mai bune anunțuri pe Facebook și pe OLX. Pe Facebook poți să vorbești cu proprietarul și găsești mai multe tematici. Multe tematici de grupuri. Pet friendly și mai știu eu ce. Zona respectivă, habar pe diferite tematici. Friendly fumător, nu știu, sunt o grămadă de grupuri pe Facebook și puteți găsi acolo neapărat pe tematica voastră, vorbiți cu proprietarul, găsiți, vedeți profilul, vedeți ce om este. Următorul sfat. Contează foarte mult ce proprietar e, că dacă e un proprietar care pare că trăiește doar din chirii, e cam nasol. Că dacă stă prost cu banii la un moment dat, s-ar putea să vă ceară mai mulți bani. Așa, dacă vedeți, are pe Facebook că mai lucrează la ceva, la stat sau orice, deci mai are un serviciu pe lângă închirieri, e perfect. Poți să scapi de riscul în caz că, să zicem, vă expiră contractul și vreți să-l prelungiți, să vă ceară mai mult, că stau el mai prost cu banii. Deci, băcar știi că omul are deja bani asigurați, are salariu și ceea de păchirii poate să fie mai mult ca un ciubuc, cine știe. Următorul sfat ar fi, puteți lucra cu agent imobiliar, dacă vă permiteți. Ideea că Agentul nu știu cât va lua, probabil va lua valoarea unei chirii sau ți-a ție jumate de chirie și jumate proprietarului. Dar îi dai lista, îi dai cerințe, vreau zona tare, vreau dotările XYZ, până în bani ăștia să fie aproape de nu știu ce zonă, atea minute de metro. Îți caută, verifica anunțuri, se duce la vizionări, poate proprietarul unde se duce el să vadă are și acela un agent, mai știți? își prezintă unul altuia și te anunță. Am găsit unul acolo, unul acolo. Pe care vrei să vii să-l vezi? după aia mergem și semnăm. Te-ai dus, ai văzut ce e, vezi că e pe placul tău cum mi ai spus, da, ăsta e bun. Ai semnat contractul și gata. Și aia e. Un alt sfat ar fi, veniți la vizionări noaptea. De ce? Ziua totul frumos. Noaptea, ies oamenii mai dubioși pe stradă. Boschetari, drogați, aurolaci, bețivi, hoți, orice, oameni periculoși, golani, mai știu eu, tot felul de oameni dubioși. Și vedeți noaptea ce e pe acolo. Că poate nu aveți o condiție fizică, aveți o fată, soție, fică, prietenă, sunteți voi fete, sunteți operați și nu puteți să vă bateți în caz de orice. Veniți noaptea să vedeți cum este zona acolo. Să nu aveți surprize cu mai știu eu ce. Poate sunt, se dau petreceri multe, e gălăgie, tot ce e posibil. Veniți la vizionare noaptea. Un alt sfat ar fi legat de riscul seismic, atâta timp cât vă mutați cu chirie, nu prea contează dacă e bloc nou, bloc vechi. Dacă vrei să te muți mai mult și mai mult timp, 2-3 ani, se frică de cutremur, mai bine un bloc vechi, că știi că nu se fură la material. Sunt reportaje pe net, puteți să le căutați. Dacă vrei să cumperi, măcar găsește un bloc care într-o stare bună. Eu acum locuiesc un bloc oarecum nou. Nu e făcut în ultimii 5 ani, dar e bloc nou. mare parte oameni tineri stau aici, nu sunt bătrâni ursuzi, sunt câțiva oameni mai în vârsta, dar nu sunt dăștia ursuzi, sunt oameni super de treabă. Deci, căutați... Ca să zic așa, dacă vreți neapărat zone mai liniștite să zicem, nu vă deranjează că stau mulți bătrâni în cartier, că voi vreți să dormiți bine noaptea? Da, bloc vechi. Că e populație mai bătrână la bloc vechi. Dacă vreți o zonă cu oameni tineri, mai de vârsta voastră, la blocuri noi. Că se mută în general tineri, recent căsătoriți și poate de au făcut un copil. Deci, da, deci e la alegerea voastră aici. Legat de zone, un alt sfat. Am făcut un video anul trecut prin vară, legat de zone periculoase în care să te muți și care să nu te muți în București. Pe scurt, zone în care să nu te muți, în niciun caz, Racova, Ferentar, jumatea de sud a Berceniului, capătul Pantelimonului, capătul Giuleștiului, poate și Colentina, nu te muți unde nu-i metrou și cam atât. În rest, a, gara de nord e nașpa, oborul e destul de nașpa, nu știu cum e noaptea ziua, nu prea-mi place ce e acolo pe lângă piață, dar măcar la obor ești cât de cât aproape de centru și ieftine, că am găsit la 200 de euro și aproape de metrou, măcar atât. Um, un alt sfat ar fi nu te muta să fie blocul vis-a-vis -vis de metrou, adică ai traversat strada și ai intrat la metrou. Sau o să fie chiar pe partea ta de trotuar doar ai ieșit din scară și ai intrat la metrou. O să șeară mult. Caută și tu la vreo 5 minute, 6 minute de mers, altfel o să, dacă e fix lângă gura de metrou, îți cu 50 de euro în plus. Ce acupă bune, să mergi 5 minute pe jos, nu te dor picioarele. Bineînțeles, metrou neapărat în zonă pentru că poate lucrezi în zonă. Ai școala aproape. Băi, ai și tu grijă să ai un metro pe acolo pentru că tot trebuie să ajungi la un moment dat în nu știu ce zonă, în trafic, bară la bară, nu poți să mergi cu mașină nu poți să mergi cu Uber, nu poți să mergi cu tramvai nu poți să mergi cu autobuzul. Așa metroul merge pe sub oraș și te-ai scos, ajungi la timp. În 40 de minute ai tăiat tot Bucureștiul de la Angel Salini până la precizie naibii. Și zone în care aș zice că e bine să te muți, clar tot ce zona nordului pipera pentru cei cu bani. Dacă vrei ieftin, probabil periferie, capăt preciziei sau Angel Salini sau capătul Bercenului în sud, dar nu-mi place mie zona că e cam nașpa. Oborul e ieftin, da e cam nașpa, dar dacă se zicem stai mai prost cu banii și vrei să dai 200 de euro, ok, mută-te și la obor. Măcar ești aproape de piață, ei roșii de cine știe unde sau avocado pe care îl vând teorie oameni de la țară în producție proprie, da. Și bineînțeles n-au oboroi cât de cât aproape de centru așa relativ uh, Acum zone bune în care recomand cu căldură să te muți ar fi așa Lugerul gorjului pe acolo militar că ești aproape de Politehnică Cam ce e de la Aero Revoluției sau Tineretului în sus 1 decembrie Nicolae Grigorescu, drumul Taberei București noi, chiar spre Străulești încolo e liniște și e mai ieftin că ești mai departe de centru și e și metrou. Chit că e un metrou urât, sale vechi, dar măcar ultimele două, trei stații sunt mișto. Și cam asta ar fi. Cred că am spus tot ce era de zis. A, și de încheiere, uite încă un sfat. Când ai ocazia să mergi cu taxiul sau cu boltul, întreabă-l pe șofer ce clienți a avut în zona cutare, Că poate duci în zona cutare la vizionare. Nu te duci cu metrou, te duci cu taxiul. Nu știu, e noapte, nu mai circulă metrou sau mai știu eu ce. Și te duci acolo. Uber, bol, nu contează. Întreabă-l pe șofer. Domne, ce clienți ai avut în zona aia? Că vreau să cumpăr să mă mut acolo. Că nu are de ce să te mintă taximetristul și zice. Bă, din zona aia am luat mulți petrecărezi. Din zona aia nu mă bătrân. Din zona aia tineri cu copii. Și așa mai departe. Un unghi de-al meu. Af, un unghi de-ai mei. Că parcă așa se spune. Hai că sună la interfon. Cred că... Mă scuzați, mi-a venit un colet. Am întrerupt filmarea. Deci, Cam asta ar fi videoclipul. Sper că v-a plăcut. Scrieți în comentarii prin ce zonă stați, cât plătiți voi chirie sau dacă nu stați în București, prin ce orașe și cam care sunt prețurile acolo. Dar fac pariu cu oricine în comentarii că în Cluj e mai scump decât în București, clar. Deci cam atât. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost util acest videoclip. Dacă am uitat ceva, vă las în comentarii, poate fac o parte a doua, cine știe. Cam atât. Că data viitoare. Poate vă fac unboxing la ce mi-a venit. Cine știe. Ce les tuturor!